Doamna Marioara are cabinet, doamna e psiholog aici, în clădire? Nu știu. Dar voi plus 27 e doar aici, nu? Nu știu nici asta. Nici așa nu știu. Noi știm că suntem aici, doar atât. Deci, de mare. Da. Subiect. Deci, teza. Da. La teza. La asta. A. Opta. Opta. Dite ziua dacă e doar pe tot, asta e mai... Ia să văd. Adică avem 5 ani, facem tot. 1. Să se calculeze. Da, plus 3 radical din 2, minus modul din 4, sus, sus, da, 4 radical din 2 minus 3 radical din 3, supra 4, așa, da, plus modul din radical din 6 minus 1, modul din radical din 6 minus 1, da, închideți așa, da, da, supra, 6 radical din 2, totul de împărțit la toate chestia asta. Da, da, da. Totul de împărțit la radical din 3 supra 2. Totul la pătat. Totul la 3. Adică la 3, pardon. Da, totul la 3. Da. Adică te rog să mă duci, egal cu... Aducem același numitor. Da. Și 6 radical din 2 pe prima amplifică puterea radical din 2. Deci aducem același numitor de la un capăt la altul, da? Da. Păi nu prea aș vedea acum. Că... Și ăsta te încurcă. Cum e 6 radical din 2? Cum ai făcut? Eu zic că trebuie să raționezezi mai întâi cu ăsta. Așa ai făcut? Că e 6 radical din 2? Nu, am raționalizat și... Păi raționalizăm întâi. Deci asta e povestea rapidă. Deci nu avem ce face. Numitorul... Cum zici că e 6 radical din 2? Nu poți, nu. Deci raționalizăm și vine cât date. 2 radical din 3 minus 3 radical din 2. Supra. Supra 5 minus 7. Deci 5. 4 ori 3, 12. Minus 9 ori 2, 18. 12 minus 18. 4 ori 3, 12 minus... 9, 2, 18. 9, 2, 18, 10, da. Faci minus 6. 12 minus 19, minus 6. Minus limbi de fracții. Modulul de aici. Rămâne așa că e 4 ori... Pozitiv? Da. Dar trebuie să fac o analiză de el sau putem să-l lase așa? Sigur că da. Trebuie să facă dovada că nu reușește. Adică trebuie să arăt că 4 radical din 2 e mai mare decât 3 radical din 3. Mă atunci las așa. Ceea ce ar fi însemnat că facem 16 ori 2, 32, e mai mare decât 1 ori 3, 27. Mă atunci. Așa o făcut eu. Dar mă atunci spui că este rămâne așa. Bine, 4 radical din 2 minus 3 radical din 3 supra 4. Plus radical din 6 minus 1. Da, rămâne așa. Radical din 6 minus 1 supra 6. Și mai radical din 2. Tot în paranteză. Împărțit la? La radical din 3 pe 2. E tot la 3. Adică? Adică e 9 pe 8. Cum? Dacă e la 3. E și ăsta la 3 și ăsta la 3. Deci trebuie să spui radical din 3, totul la 3-a, supra, 2 la 3-a. Care egal? Ei, acum, putem vorbi de numitorul comun, da? Dar să scăpăm de minusul ăsta. Deci minusul ăsta de pe seara, minusul ăsta de aici, îl ducem sus la ei, să schimbăm termenii, ordinea de termen. Minusul va schimba, dar și va fi egal cu 3 radical din 2, minus 2 radical din 3. 3 radical din 2, minus 2 radical din 3, supra 6,
Deci ai înțeles că mi-a dat minus 6, minusul zice sus, schimb ordinea termenilor, minus, vin de fracții, 4 radical din 2, minus 3 radical din 3, pe 4, și plus radical din 6. Nu raționalizăm acolo? Să raționalizăm puțin cu radical din 2. Și dacă puțin cu radical din 2, vine radical din 12 odată. Bine? Adică, radical din 12. Minus radical din 2, da? Supra 6 ori 2, 12. Deci, am mulțit mai cu radical din 2. Am înțeles. Face radical din 12, minus radical din 2 supra 12. Nu vreau să știu încă radical din 3, radical din 12, datura viitoare. Da. Și aici, înmulțit arii, cu 2 la 3. Am mulțit cu 2 la 3. Da, am mulțit cu 2 la 3, supra radical din 3, tot la 3. Ce înseamnă radical din 3? 3 radical din 3. Așa că înseamnă la radical din 3 la 2, ori radical din 3, dacă nu ce zic la. Fiindcă radical din 3 la 3, poți fi radical din 3 la 2, ori radical din 3. Și radical din 3 la 2 este 3, 3 radical din 3. Și va fi egal mai departe cu... Numitorul comun aici este cât? 12. Amplificăm pe prima cu 2 și va fi egal cu o singură din fracții. 12. Și atunci avem... 2 pe lângă 3 radical. Adică zicem deodată 6 radical din 2, ca să zic că ceva din minus 4 radical din 3. Cam aplicat deci cu 2, așa facem, nu? Aici simplificăm cu 3 și vine... Minus 12 radical din 2 plus 9 radical din 3. Plus 9 radical din 3. Aici nu facem cu radical din 3, că avem nevoie numărul. Și plus... 2 radical din 3. 2 radical din 3, din 4 ori 3, da. Minus radical din 2. Înmulțit cu 2 la 3, supra... 3 radical din 3. Faci din gamă de parte cu... Hai să vedem câți de radical din 2. 6. Și cu... Minus 6 radical din 2. Minus 6 radical din 2. Minus 7 radical din 3. Minus 7 radical din 2 și cu radical din 3. Minus 4. Plus 5. Plus 5 radical din 2. Plus 2. 7. Plus 7 radical din 3. Totul supra 12. Înmulțit cu 8. Supra 3 radical din 3. Și cam mai departe. 8 cu 12 mai simplificăm. Și face aici un 2 și aici un 3. Da. Va face, să facem un 7 aici, nu? Și zicem 7 pe lângă radical din 3 minus radical din 2. Am schimbat ordinea. Da, da, da. Supra 3. Ori 2, ori 2 ăsta de da, aici. Da, da, da. Supra 3 ori 3, 9 radical din 3. Și iau, mai raționalizăm, sigur că cu radical din 3. Da, și vine 14 pe lângă radical din 9. Cu mulțit cu radical din 3, vine 3, minus radical din 6, supra 9 ori 3, 27. Nu mai am ce face, pentru că 14 cu 27 nu se simplifică. Da? Deci ăsta este răspunsul. Dar nu am strigat o greșeală. Așa tot am? Da, da, tot. Da, deci 14 pe lângă 3, minus radical din 6, totul pe 27. Bun. Da. Deci vedeți că a avut destule... E greșit, a fost foarte încărcat. Cu foarte multe lucruri. Ce lucruri au fost foarte clar? Dacă nu te prinzi cu raționalizarea de aici, de la cap, de capul locului, nu poți mișca. Apoi, raționalizezi aici, da? Deci raționalizezi aici cu radical din 2. De asemenea, la treia și numărătorul și numitorul, faptul că la treia scoate din mână un pic. Copiii sunt obișnuiți exact. La treia, la a doua. De asta ce-am din luna, ce mi-l-a dat la mine, așa, ea așa au pus rezultatul da. Bine. Deci, așa. Vedeți și după care, ai numitorul comun 12 peste tot, mai apare o capcană aici. Și aia cu minus acolo când s-a schimbat minusul, minusul aici. Mi se pare acolo... Super, foarte dur. Deci minusul aici o vește și vine ordinea inversă 3, radical din 2, minus 2, radical din 3. Deci, el a fost prins de la bun început, din start, cu o chestiune. Exact.
destul de argiotus. Da. 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 Și mai ales și cu interiorul. Da, pentru că am lucrat atent și corect. Și am mărit un pic ritma. Ritmul, ca să reușim să vedem cât facem, dacă ai ști măcar subiect. Da, 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 da. Dacă ai fi foarte bun și ai merge... Deci din capul locului foarte, foarte bine. Da, da. Să... Deci pe care ai făcut, bun. Eram bun, da? Nu știu. Și modul ca acolo, separat. Dur, foarte dur. Comparativ cu cel de ieri, care l-am lucrat cu profesor de la Brăceanu, ăsta era... Asta o banalitate. Exact. Să zicem. Doi. Se consideră mulțimile. Mulțimea mare, egal cu toți acești... Cătric știne, proprietatea, modul din X plus 3, mai mic decât 2. Modul din X plus 3, mai mic decât 2, da. Da, mai mic decât 2, corect. Și mulțimea mai mare, dar tot și mie, cu proprietatea, modul din 5x plus 2 supra 2, supra 2, mai mic egal decât 6. Să se determine, are un int cu B. Deci să facem mare un int cu B. Are un int cu B. A, are un int cu B. A intersectat cu B. A, intersectat cu B. A minus B. A, minus B. B minus A. B minus A. A intersectat cu Z. A intersectat cu Z. Și B intersectat cu N. Și B intersectat cu R. Bun. Aici. Proprietate de caracterizare. Aici o lucrăm. Deci Adi repede vorbește. X plus 3 mai mic. Cuprins între. Cuprins minus 2 și 2. Minus 2 și 2. Ce ce ar fi? Poate să un 3 și o să fie minus 5. Mai mic decât x, mai mic decât minus 1. Minus 1. Da, și x aparține interval deschis minus 5 și minus 1. Minus 5 minus 1. Da, adică a egal cu... Aici spunem a egal cu intervalul deschis minus 5 minus 1, da? Da. Să vedem și probabilitatea asta, 5x plus 2 pe 2, cuprins între... Între minus 6, mai mic egal decât minus 6 și 6. Minus 2 plus 5 mai mic egal decât 5x, mai mic egal decât 10, minus 14 plus 5 mai mic egal decât 2. Adică x aparține intervalului. Aparține intervalul închis, minus... Deci egal cu intervalul închis, minus 14 plus 5, 5, 2. 5 și respectiv 2 închis la americat. Și cu asta am găsit mulțimile A și B. Ce facem are unii cu B? Nu putem să facem pe o axă. Sigur, sigur facem, ca să vedem mult mai bine. E așa facem și eu, de obișnuit să fac o axă. Da, 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 e corect. Vedem o mai bine. Și atunci... Uite, în general, zicem așa. Minus infinit. Deci, minus infinit. Să știi că la stânga minus infinit. Da. Minus infinit. Și zero undeva pe la mijlocul. Da, zero undeva oprim și noi. Iar minus 5, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 5 și minus 1, așa, pune asta așa. Pune. Așa, A. Este A-ul aici, mulțimea. Iar minus 14 pe 5... Facem cu altă culoare, nu? Da, 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 facem cu altă culoare. Ce înseamnă minus 14 pe 5? Înseamnă minus 2 pe acolo. Minus 2 pe 5 ceva. Aproape din minus 3. Dar nu chiar minus 3. Nu chiar. Că a fost minus 15, da. Deci minus 1, minus 2, pe aici undeva. Și este închis acolo. Da? Asta este de aici începe minus 14. Pe 5 și se duce până la 2, da? Da. 1, închis. Inclusiv. 1, 2. Închis. Inclus. Inclusiv. Uite așa facem. Și asta e mulțimea B. B. Deci, A intersectat cu B o să fie minus 5 deschis, 2 închis. Minus? 5 deschis, 2 închis. A intersectat cu B, da? Mulțimea da. Comună, e repede da. Comună. Nu comuni, au reunit. A, ah, reunit cu B. Ia se uite la reunit și zice intersectat. Adică, punerea la un loc e de la minus 5 până la 2. 2, da. Da? Deci egal cu, răspundem aici, deci egal cu minus 5 deschis, 2
închis. Închis. Intersecția. E minus 14 pe 5 închis, minus 1 deschis, nu? Așa. Porțiunea comună. Da. Deci e minus 14 pe 5. Închis. Închis. Minus 1 deschis. Minus 1 deschis. Da. A minus B. A minus B e minus 5. Tot ce e în A. Minus 5 minus 14 pe 5. Minus 5 deschis. De ce? Deschis. Închis, zice A, minus 5 deschis, minus 14 pe 5 deschis. Minus 5 deschis, până la... Minus 14 pe 5 deschis. Minus 14 pe 5 deschis, pentru că 14 pe 5 era dincolo. Da, da. Și de două parte. Deci minus 14 pe 5 deschis. Minus A, minus 1 închis, 2 închis. B toată, minus A, U. Minus 1 închis, 2 închis. Minus 1 închis, că deschis a fost dat deoparte. Minus 1 închis, până la 2? Închis. Închis. Deci facem minus 1 închis, 2 deschis. Așa e bun? Da. 2 închis. 2 închis. Că închis. Așa. Am intersecat cu 0. Minus 4, minus 3, minus 2. A, deci toți întregii din A. Minus 4, minus 3, 3, minus 2, da? Da. Era să pun și pe minus 1, dar nu minus 4, minus 3, minus 2. Și B intersectat cu 0, 1, 2. Și B intersectat cu E. 0, 1, 2. Toate numele naturale. Cât? 0, 1, 2. 1, 2. 1 2. Și 2. Da. 0, 1, 2. 0, 1, și 2. Asta. L-ai făcut Alina? Da. Deci, așa am făcut, l-am făcut perfect. Ce mi-a Alina? Două puncte. Bun, măcar aici ai două puncte. Da. Și la prima era un om? Da. Bun. Trei, domnul profesor. Să vedem aici și trei. Trei pe un. Nu mai discutăm, știți că facem o viteză ca și cum știm. Da, da, da. Și vedem timpul. Exact. Domn profesor, eu aici am... Nu mai bine, să se simplifice fracția. Să se simplifice fracția. 2 la a doua. Fracția e de x, să zic, expresie x egal cu 2 la a. Plus 3x. Plus 2. Plus 2. Supra. Da, e plus, că aici am văzut o fușină. 2x pătrat plus 3x. 2x pătrat plus 3x minus 2. Minus 2. De ce ai pus plus 2? Ce nu știu. Ne. Minus, minus 2. Supra 3x pătrat plus 5x minus 2. Da? Da. Plus 5x minus 2, da? Minus 2, da? Multiplice imediat cu mine. Da, asta e. Așa e, cu minus 2 cu plus. Ai pus plus. Da. Plus. Să vă spun ce-am făcut eu, hai să facem și voi... Nu, spune cum ai făcut-o, ca să știu. Nu știu, eu m-am blocat pe ideea, am zis că asta e bună, am aflat din prima la a doua, minus B la a doua, dar... Vezi bine. Da, și m-am dus pe asta, vă dați seama, și am spus că e o mare timp, după care am văzut că nu simplifică nimic și am scris 2x la a doua... Hai să-mi pe ideea ta. Nu, dar nu e bun, am făcut. Dar de ce trebuie? N-ai încercat să urmezi o pătrat perfect și cel mai fi rămas, și diferența ce din pătrate vedea. A minus B pentru că a plus B, dar nu dădea. Vă asigur. Să vezi? Hai să vedem. Vă asigur că vedea. Hai să vezi. De ce? Hai. De ce sunt mare? Hai să vedem cum mai facem pătrate. Era egal de 2. Totul la 2. Totul la 2. Plus 3, în plus 2x ori radicat din 2. Corect. Ori a pus 3 supra 2 radicat din 2. Radicat din 2. Ca să se rămână, ca să se rămână 3. Da, da. Plus 9 supra 8. Plus asta, care e partea a doua? 3 supra 2 la care 2. Deci 2, asta e partea a doua. Da, plus 9. Plus 9. Plus 9 supra 8. 8. Minus 2. Minus 2. Minus 9 pe 8. Minus 9 pe 8. Și e clar cu... Tot cu supra. A, e o separat. Nu, și aici la fel. Radicat din 3x, totul la 2, plus 2 radicat din 3x, ori 5 supra 2 radicat din 3, plus 25 supra 12, minus 25 supra 13, minus 2. Și e calul cu sus. Avem radicat din 2.
radica din 2x plus 3 supra radica din 2 tot la pătrat. Deci vine radica din 2x plus 3 supra radica din 2 tot la pătrat. Supra 2 radica din 2? 2 radica din 2. Da, super. Da? Tot la pătrat. Aplicăm la cu 8, minus 2 cu 8. Da, și minus... Și avem minus 18 minus 9, minus 16. Minus 16 minus 9, minus 25 pe 8. Minus 25 pe 8. Supra 8. Totul supra. E totul supra, ca din 3x plus 2 radical din 3. 5 supra 2 radical din 3. Tot la asta. Minus 49 pe 12. Minus 49 pe 12. Și atunci egal cu radical din 2x plus 3 radical din 2 minus 5 supra 2 radical din 3. Deci vine A minus B pe lângă A plus B. Și va face radical din 2 plus 3 supra 2 radical din 2 minus 5 supra 2 radical din 2 minus 5 supra 2 radical din 2 pe lângă radical din 2 x plus 3 radical din 2 plus 5 supra 2 radical din 2 3 supra 2 radical din 2 plus 5 supra 2 radical din 2 și la 2 radical din 3 x radical din 3 o să închidem paranteza acolo. Așa. Radical din 3x plus 5 supra 2 radical din 3 minus 7 supra 2 radical din 3 plus 5 supra 2 radical din 3 minus 7 supra 2 radical din 3 pe lângă radical din 3x plus 5 supra 2 radical din 3 plus 7 supra 2 radical din 3 plus 7 supra 2 radical din 3 și acolo 2 radical din 2x plus minus 1 supra radical din 2. Aici, da, ducem la aceeași mitor. Da, de la radical cu 2x plus radical din 2 pe 2. Deci facem cât de mirul, da? Radical din 2x plus radical din 2 pe 2. Radical din 2. Atenție, mirul, da? Deci amplificăm cu 2 radical din 2. Amplificăm cu un 2 acolo. Nu, mă refer să facem cu 3 supra 2 radical din 2 minus 5 radical din 2. Amplificăm cu un 2. Vedeți partea numerică de aici, da? Da, că 3 minus 5 dă minus 2. Minus 2 cu 2 se duce și dă minus... Bine, hai să zicem radical din 2 x. Da, minus. Minus 1 pe radical din 2. Minus 1 pe radical din 2, este corect? 3 minus 5 face minus 2, 2 cu 2 cu 2 se duce. Da. Așa. Așa, ori radical din 2 x plus... Acolo dă 8 cu 2, 4 supra 2, toată supra radical din 2. 4 pe radical din 2. Adică, da, răspund. Radical din 3x minus 2 cu 2, radical din 3x minus 1 pe radical din 3. 5 minus 7 face minus 2 cu 2 se duce. E așa situație. Radical din 3x minus 1 supra radical din 3. Minus 1 supra radical din 3. Pentru că radical din 3x, acolo dă 2 plus 6 supra radical din 3. Plus? Da, cum în 6. 12 și 6 radical din 3. Plus 1 pe 6. Nu, 6 supra. E 2 supra 2. Da, 6 supra radical din 3. Și face egal mai departe. Am zis că mai aici. Ah, da. Radical din 2x. Face 2x minus 1 pe lângă 2x plus 4. Supra radical din 2 ori radical din 2. Nu înțeleg de unde supra 2. Am aplicat aici radical din 2 minus 2 x minus 1. Radical din 2 cu radical din 2 2. Și ori x e 2 x. Și după ce am mai decât așa, nu? Nu, eu am aplicat cu radical din 2 și am zis minus radical din 2 pe 2 plus 4 radical din 2 pe 2 și a fost. Deci, prin de desamplificat, își face 2x plus 4. Vreau să arăt, merge ești. Exact, mergeam foarte bine. Mai plecat. Da, deci nu e nici pe... E, metoda este bună. Tu aici ai vedut ceva, nu ai făcut ceva corect. Ai făcut mai corect. Așa, mai că asta vă spuneam, n-am făcut un fel, am amplificat cu simplu radical din 2 și dar radical din 2 pe 2. Păi cum radical din 2 pe 2? Păi amplificat minus 1 pe radical din 2 cu radical din 2. Păi fata, dar... Erați mai exact. Și a zis radical din 2, tot cu 2. Și dar de ce? Și acum am zis și cu 2. Am zis că gata, mă simt cu 2. Da, ca să nu ca să nu fruct asta, ai un radical din 2 aici, o radical din 2, facem 2. Da? 2x minus 1 pe lângă 2x plus 4, totul pe 2. Pe lângă 3x 3x
Minus 1. Minus 1 pe lângă 3x plus 6. Totul pe 3, nu? Da. Și acum dăm un fapt prima acolo pe 2x. 2 aici, de fie că cu 2. 2x minus 1 plus 2. 2x minus 1 pe lângă 2x plus 2. Da. Supra. Domnul profesor, ori x plus 2. X plus 2, corect. X că nu știu sunt 2, da. Și acolo e 3x minus 1 ori x plus 2. 3x minus 1 ori x plus 2. X plus 2. Se integra și vezi dacă mă mai îndrăgește. X minus 1 supra 3x. Cum să duc la sus care e? Dacă era un punct. Dacă era un punct, te-ai oprit aici. Da. S-a oprit acolo, că nu am văzut asta, da. Eu îți dau 0,75. Aș da 0,75, pentru că ai făcut tot ce trebuia, cu văd formarea pătratului perfect, cu adăugare, nu știu ce. Și nu e complicat, dacă mergeai din situația aia, era mai ușor. N-ai mai mult, cum să zic, azi de 0,25. Da, să știți că eu cred că eu o să-i dea mai 0,50, pentru că ai pus condițiile. Ce condiții? Ca să existe fracția. 3 x pătrat plus 5 x minus 2 diferit de 0. Și în condiții noastre, eu dădeam mai x diferit de minus 2 și x diferit de 1. De la bun început, puneai condiția și așa acolo, baltă, până când ajunge aici, până ajunge aici, și atunci îți dai seama ce există. Eu, de exemplu, eu aici ai de punctat, și o pui, o pui pe ea. Adică, pui, nu-i două, nu-i două, de zero. Deci, eu totuși îți dau un 0,70. Chit că s-au făcut și greșelile acestea. Nu am pus condiția, n-ai făcut asta. Dacă vrei să fii foarte dur, foarte dur, maxim 0,60 la duritate. Adi, tu ai pus condiția? Nu. Nu, acum să vedem cum a făcut Adi, domnul profesor. Așa, imediat. Da, deci, e lucrat foarte bine. Da. Da, deci nu să... Nu are voie să numea ministru. El, deci, orice exercițiu la simplificare, ai vreo 3 variante. Să zic, varianta cu pătrate perfect, diferențe pătrate. Varianta cu delta, că se rădăcine și nu are voie. Și varianta descompunerilor, șmecherii. Și asta e greuță și ai făcut-o pe plumă. Da, șmecherii, șmecherii făcute ca să duci la 2x minus 1 pe lângă x plus 2. Hai să vedem și șmecherii, 2x minus 1. Iar 2x la 2, e mai ușor minus x. Sigur că da. Plus 4x minus 2. Am scris-o și pe asta pe faie, să știți ce nu vreau. Ia să vedem, aceea mi se pare mai tare. 2x la 2 minus x. Dar asta se spune în șalii cum a făcut. Da, suntem în ideea asta și cu cealaltă mare de bune și ne duce și la ce vreau. 2x la 2 minus x plus 2x la 2 minus x. Plus 4x minus 2. Plus 4x minus 2. Adică ce s-a făcut? 3x-ul ăsta ne-ai văzut ca minus 4x minus x. Ei, șmecherea e foarte tare. Că dăm acolo 2x sau 4x și acolo de minus. Adică minus x plus 2x. Deci, dar cealaltă, supra. 3x pătrat plus a de cât? Plus, eu am spus minus x plus 6x. Minus x plus 6x. Minus x plus 6x. Și mai credem este ca să duci la tot cu x minus 2 acolo, să vezi un grupaj. Și e cam mai departe. 2x pătrat minus plus 4x. Scot pe 2x în factor și vine 2x pe lângă x plus 2. Da? Și minus pe unde x plus 2. Corect. Iar cea de minus, sigur că 3x pătrat minus plus 6x scot un 3x în față. 3x pe unde x plus 2. Și minus pe unde x plus 2. Egal mai departe cu scoatem x plus 2 în față. X plus 2 pe lângă 2x minus 1 supra x plus 2 pe lângă 2x minus 1. Asta cu asta se duce. Nu, nu, domnul profesor, am scris pe lângă 3x minus 1. Așa. 3x minus 1. Și acum puneți condițiile aici, am dat de ce rapide. Aici. Asta. Pun unde aici condițiile, nu știu ce aici sunt, da. Dar pe la așezarea asta, x diferit de minus 2 și x diferit de 1 pe 3. Exact. Deci voi spune x aparține lui ea. Deci există e de x. Există această expresie e de x. Dacă și mai cea, că x aparține lui ea. Mai puțin. Minus mulțimea de metru. Minus 2 și 1 pe 3. Și 1 pe 3. Insist. Neapărat. Dar vă dați asta ce la video. Fără discuții. Ia o scriză și pe aici. Hai să facem diferența.
Între cel care se duce pe pătrate și muncește și o trage și... Dar eu cred că acolo obține ca ieri, știți, domn profesor, dar cine a făcut bine oamenii mai știți. Da, da. Și se oprește, păcate se oprește, că trebuia să ai încredere în el. Dar trebuia să mă duc la 3, la 4, am avut... Știți, timpul... Am zis că nu se simplifică. Da, credea că nu se simplifică, zicea că a plecat greșit. Iar varianta asta, dacă ești inspirat aici. Da. Dar profesor, eu am scris aia 2x la 2 minus sinus plus 4x minus 2, am scris-o, nu știu ce pot spune, am dat faptul 2x și mi s-a părut că nu iese, dar n-am creat-o. Dar i s-a părut că nu iese. X plus 2 și ai minus pe lângă... Exact, x plus 2. X plus 2. Dar stați puțin, că dacă nu vezi asta, că e minus x plus 4x și te duci pe 2x și x, uitați-vă, inițial ești tentat, te duci pe 2x și x. Așa am făcut-o și eu, cu 2x și x. 2x plus x, dar nicio treabă. Și eu uitați-vă, la 3x pătrat plus 5x, te duci cu plus 3x plus 2x. 3x cu 2x, ia. Și după aceea vezi tu cum se simplifică, că și asta se duce frumos, dar nu se simplifică. Dar nu găsești factorul. Exact. Da? Acela care se simplifice. Exact. Astea. Și atunci o iei de la capăt. Deci un pic, înseamnă un pic din timp să o analizezi. Nu pot să pe deodată, nu deodată vezi exact. Asta. Da. Spun, exercițiul a fost dificil. Da. Și asta dificil, da? Da, da, da. Bun. Bun. Să mergem mai departe. 4. Ia să mai ajut. Hai până aici pe tine. Nici nu știu. Dar să zice simplu cu tine, mă trebuie să aflăm asta. Adică să facem varianta ta. Exact. Ce ai făcut acolo? Tu ce ai făcut asta? Și eu am scris pe 3x ca fiind în 4x și... Ai scris asta în preză? Da. Am înțeles că eu asta a discutat în pauză. Ai venit la mine și m-ai întrebat. Lasă, că nu are importanță. Important este la nu, dar a scris asta, îl întrebam. Păi ce scris? Că o să vezi nota și pe aceea nu reflectă realitatea. Păi ce scris cu tine? Eu vreau ce ia deci povestea este dacă s-a scris sau s-a scris. Exact. Că profesorul pune nota pe ce s-a scris. Deci hai să vedem... Deci e dat așa minus x și... Da, și la minus și la 5 a scris minus x plus 6x. Ai scris, înseamnă că a făcut-o. Dacă s-a scris așa, chit cât n-ai mai continuat, ai mai continuat, că ai făcut pașele. Da, a mai continuat. Bun, și s-a identificat până la urmă? Da. Da? Și ai pus și condițiile? Condițiile lor. Ei, bun. Ai pus de da. Bun. 4. Se consideră cuplul în ipoteza. Ipoteza 4, da? Ipoteza. Avem cuplul A, B, C, D, A, prim, pe prim, ce prim, de prim. A, prim, de prim, ce prim, de prim. Așa, atât. Să te determina în concluzie. Concluzia este? Se determine măsurile unghiilor dintre dreptele. Ce da. Determine? Amic. De, determine? Amic. Amic. Măsura unghiului dintre dreapta AB și B prin C prin. AB și B prin C prin. B prin. Măsura unghiului dintre D prin C prin și A prin B. Și A prin B. B. Și măsura unghiului A prin B dintre dreptele A prin B și B prin C prin. B prin C prin. Deci să iau repede un cuplu. Și B prin C prin, ca așa spune, între A, B și B, C. Da? Din noi, între D prin C prin, D prin C prim și A prin B. 45. D prin C prim și A prin B, parcă ar fi D prin C.
E zis 45, foarte bine. Apoi, A prin B și D prin ce prin? A prin... Am zis că e de 60. Nu, e 45. A prin B, AD, uite asta, și A D prin ce prin? Nu e A prin B prin cumva? Aici e A prin B prin... A prin D... D sau B? A prin D și B prin ce prin? A prin D... D... Și B prin... B ce? Prin ce prin? Bun. A prin D... D. Așa, să vedem, A prin D... Asta ar fi A prin D... Și B prin B ce prin? B prin ce prin? Care e paralel cu A prin D prim? B prin ce prim? Care e paralel cu A prin D prim? E paralel cu A prim D prim, D prim. Da, asta e cu asta. Și calculăm unghi ăla de acolo. Deci e jumătate, e 45. Acum să te într-un pătrat aici, deci e diagonală. Exact. Și unghiul făcut dintre... 45 acolo. Unghiul de prim de 90, o profesor. A prim? Unghiul care? A prim de prim D e de 90. A prim de prim D e de 90. Cum A prim de prim de 45. 45, da. E 90 acolo, e pătrat acolo, da? Și e perfectă chestia. Deci 45 grade. Așa. Problema 5. De aici era lua un punct, înseamnă adică dacă ai făcut C-ul, îți dă 0,75 sau cât. 0,75, să zicem. Mai știu că e 0,70. Care e? Asta e 60, nu? Da. Așa. Asta un punct de părțirea 3. 0,33. 30, 33, 0,66. 70. Da. Da. Bun. 5. Punctul M, în ipoteză. M este exterior planului dreptunghiului ABCD. M nu aparține lui A, B, C, D. ABCD dreptunghi. Iar E este mijlocul segmentului AE. Ea aparține lui A, M, nu? Da. A, M. Da. Cum? Așa încât A, E, egal cu E, M. În concluzie, demonstrați că MC, MC paralel cu D e B. Paralel cu D e B. Deci MC e paralel cu planul D. Da. Și la B, dacă amin, a fost asta. Asta a fost amin. Și B. Dacă MC e egal cu AC, dacă MC e egal cu AC, AC, arătați că BE este perpendicular pe DE. BE perpendicular pe DE. BE perpendicular pe DE. Este de problema aia. Puteți să facem aici dreptunghiul, nu în spate, nu-i așa? Ok. Puteți să nu facem în spate dreptunghiul, că doar nu-i... Că fi că ai mântat acolo, trebuie, dar dacă îl vezi și așa, vedem. Eu l-aș face așa, în spațiu, că vine o piramidă. Da, dar nu o să stai, nu mai au influențat. Dacă tu n-ai făcut așa, făcut-o de primul plan, bine. Hai, vedem acum. Sigur că fiecare crede. Așa, dar de regulă... Eu nu am găsat în spațiu. Ce am făcut noi până acum, am gândit totdeauna așa în spațiu, da? A, B, C, D. Fac și cum ai zis tu, da? Dreptunghiul. A, B, C, D. Și M... M nu aparține. Aparține. M le oriunde. Da, M l-am luat așa. La întâmplare. La întâmplare, da? Da, hai să luăm totuși sub. Dacă i-a luat de sub. Că zici că A, M, mijlocul, știți? I-a luat de sub, domnule. Aici e luat pe el, da? Și, da, repet, să nu fie într-o situație particulară. Dar nici să fie B perpendicular pe el. Nu, nu. E colegiare să nu fie, da. De asta fie în spate, o fixie. Da, nu există pericul ăsta. Și acum ai făcut așa, așa, așa. Da, și zice că A, M, E e mijlocul la M. Acum. Da. Și noi îl facem acolo cum trebuie. Dar eu îl fac așa. Da, da, ca să vedem bine. Da, da. Deci la PM, la întrebare, undeva... Uniți. UM A, M, B, M, C, M, D. Deci M, B,
M, C, M, D și M, A. Da. E este mijlocul M. E este mijlocul M, A. Da. E M aici. Și... mai degrabă ar duce așa. Că mi-a ieșit un pic. Poziția punctului M mă interesează să iau acolo. Foarte tare, da. Nu-mi creează imagine corectă. Mai bine iau în partea opusă. Da? Deci pleva M. Și atunci imaginea mea... Și dacă făcea pe obiul, de fișa și mai bine. Și dacă o făcea și mai bine, da. Imaginea și mai corectă. Deci, vedeți, Inspirația. Cu discuția indiferentă, domnul profesor, că nu e român aici, învățăm pe rost și ce spunem. Trebuie să te gândești cum să faci. Da. Ca să scriezi imaginea mai aproape de... Da. El. Da. El Iisus. El este aici. A, așa. El este aici. Corect. Și imaginea face mai... E mai bine așa. Mai bine așa, da. Bun. În problemă, am luat pe ea la mijloc. MC paralel cu DEB. DEB, da. MC să fie paralel cu DEB. Cu DEB. G, E. Cum ai făcut ăla? Nu știu, nu. Eu am făcut așa. Am unit D, B cu A, C. D, B. Cu A, C. Și mi-a dat punctul S. Cu A, C. D, B cu A, C. Diagonalele. D, B cu A, C, da. Și mi-a dat punctul S. Da. Am zis că într-un unghiul M, A, C, S e linie mijlocie. Și nu știu că A, C, S aparțin planului E, D, B. E, S, da. Aparțin lui E, D, B. Și S e linie mijlocie între unghiul A în C. Rezultă că S pare cu MC. Și cum S aparține planului DEB, rezultă că EDB pare cu MC. Hai să luăm mai ușor. Deci în planul EMAC, da. Eu fiind mijlocul A, S va mijloace, S e paralel, linie mijlocie, deși paralel cu MC, da? Și cum S aparține lui EDB, este aparținut. Rezultă că tu e vă pare lucru mai bun. Da, să vedem. Yes, trebuia să arătăm că... Că MC pare lucru mai bun. Că MC e pare lucru plan. MC, da, da. Da, vă făcut corect. Dacă o dreaptă, e pare lucru dreaptă dintr-un plan, e pare lucru plan. Cu MC e pare lucru S, e clar ta problemă. Exact. Deci tu ai căutat o dreaptă din plan. Da. Îți face problema de S-ul ăsta. M-a întrebat acum de E, tu nu e. Da, e întrebuit timpul de S-ul. E, tu nu e. Și am zis că trebuie să fie o chestie și m-am gândit ca detectivii. Dar nu sunt... De ce e un mijloc? Și că ai căutat un mijloc. S-ul mijloc. S-ul care le iei în planul E, D, B. Vezi din nou problema aceea. Căutăm un punct din planul respectiv. Este S-ul din E, D, B. Și e S-ul... Știți cum a ajutat mai explicat la voastră atunci? Da, deci asta o ajutat și eu de mișa la urmă. Așa aici, dar nu cu perpendicular, cum mai cu paralela. Asta e, așa aici. Că dacă e paralela, poate să paralela. Da, dar vezi că nu-ți fie mie statul, nu toată felul de ea. Niciodată, niciodată. E, D, nu putea să fie cum mă, că D, B, nici atât. Trebuia să se gândească cu nici atât. Trebuia să se gândească mai departe, niște timp. Da, 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 fără discuție, nu... Problema nu e chiar simplă. Din nou, din nou e simplu. Deci el ce pare cu D, E, B. Zice acum B, E, pe D, E. Dacă M, C, egal cu A, C. M, C. Dacă M, C. Egal cu A, C. Egal cu A, C. Deci dacă M, C, egal cu A, C, deci unghi este S, S, C, L. Atunci B, E, pe care pe D, E. B, E, pe? D, E, dar n-am făcut. Am înțeles, dar doar să gândim. B, E. Acolo să fie 90. Ce am făcut? Hai să vedem un pic să analizăm. Să analizăm, dar vreau să vă zic așa o chestie. Am zis, am aflat pe DB, l-am aflat pe D,
Deci va fac două laturi. Te-ai vrut să-mi scopesc, da. Exact, da. E o idee bună. Deci, iată, tu te gândești așa. Să afli toate laturile. Da. Pe E, B ai aflat-o? Nu, pe D, E, pe D, B. D, E afli. Cum ai găsit-o pe D, E? M-am dus... În M, A, D. Nu, nu. Viitoare, dacă nu ai făcut așa. Am uitat să vă zic în cine ce mai deci pe D e... Că m-am aflat-o pe E, B sau pe... Nu, sigur am aflat-o pe D, B. Am aflat-o o dată. Din două dată l-am aflat. Hai să vedem pe D, B, D, B e ușor. D, B e ușor, da. E, D... Deci ideea ar fi bună cu... Plecat picul, abandonatul, pentru că avea o problemă deja. Da. Picul se scurgea, gândiți și la celelalte foarte mult, nu ca noi că am avut soluția. Sigur, sigur că da. Și abandonat pe aici, am făcut mai un pic și a plecat la B. Da. Hai să vedem ce gândim mai acum repede. Adică, tu cum ai făcut? Poți să o făcut la geometria azi. Zi, cum ai făcut? Deci ies ăsta, e paralel cu MC, lucru stabil la punctul anterior. Îți, poate ți este de folos. Și acum MC, trebuie să nu faceți presiune, să vedem fiecare dintre noi. Nu, dar de ce nu știi că au făcut și de-aia, zic, poate îi dă el o soluție. MC, cu AC. Mă, C, cu A, C, galeni egale. Triunghi este isoscel. Păi, eu zic ce mă întâlnesc, dar cine nu? Că e imediat. Ce? A, asta am făcut. Că e imediat, că e D, e dreptunghic. Da. Că e D, e dreptunghic, o știu pe C, o știu pe D, C și am aflat-o pe G. Deci triunghiul C e... A. C e A, A. Sau C e M, este dreptunghic. Așa. Și așa o afară. Nu, stai. Nu, așa cum ai afară. Da, deci atât am, că triunghi dreptunghic și într-un triunghi dreptunghic este mediană. Și jumătate din ipotenuză. Și egal cu as. Da. Și cu s. Și dacă egal cu as, triunghi este... Pe acă și după aia... Este isoscel. Care trebuie așa, este isoscel și ăsta așa mare isoscel. Deci unghiul ăsta de aici, mi-a numai cât ăsta de aici. Că iese mai mare în joace. Pe B ai făcut, așa. Și atunci, unghiul ăsta de aici tot, egal cu celălalt din M, din cauza că triunghiul este isoscel. Da. Și... Deci, 1, 1 și... Aici, 1. Eu trebuie să arăt că B e, să nu scap din vedere, B e perpendicular pe D e. B e pe D. Dacă aș arăta ca să e jumătate din DB și este AS, într-un dreptunghi diagonale sunt egale. Vedeți că arătați IS. IS este cât AS. Și cât SB și cât SD. Și iată, IS, jumătate din DB. Și mă când unghiul din ori legat aici. Este. Cum este? Este. Între unghiul D e B. Da. Între unghiul D e B. Este jumătate din D B. Da.
Asta se întâmplă mai întâi în junghiu și cum e, da, știm noi că jumătate din dâbă. Păi n-am anotat. A, că e minus o ce e. Ce e o fi? Ies, e între unghiu, a, e, c. Care e de a, mă, c. A, e, c. A, e, c. Ies. Mediană. E mediană. Nu liniște mediană. Mediană. Mediana, într-un timp de plin, jumătate din impotență. De S este cât A, S, și cât S, G, și cât S, D, și cât S, B. Și ăla știa cu într-un dreptunic? Nu. Păi tocmai fiindcă se întâmplă chestia asta, el devine într-un dreptunic. Deci asta am făcut. A calculat acolo. Da, bă, ce e interesantă, încă o dată. Da, ce deci nu e. Da. A, S, în triunghiul, deci Miruna, fiindcă dă chestia asta, că ce M este cât ce A, da, înțeleg. Triunghiul este isoscel. Și ce e unit, îl face dreptunghic, nu? Uh-huh. Tot triunghiul isoscel e și în triunghiul. Da, da. Dacă ce e dreptunghic în triunghiul A, e ce dreptunghic în E, tot în E, da. Este mediană. Și mediana într-un triunghi dreptunghic e jumătate din AC. Corect. Și atunci, S este cât A, S, cât S, C, și cum diagonalele într-un dreptunghi se înjumătățesc și sunt și egale, e și cât D, S, și cât S, B. Și iată, S privită în triunghiul D, E, B. Deci, S e privită în două triunghiuri. Odată, S este în triunghiul A, E, C, care îți dă voie să te duci pe calitatea din jumătate din ipotenuză. Și când îl întorci S în triunghiul D, E, B, S este jumătate din DB, și atunci îl obligă pe unghiul DEB, DEB să fie 90 de grade, adică BE pe primar BED. Am înțeles. Deci se joacă ce? Se joacă mediana într-un triunghi dreptunghic, în două triunghiuri, într-unul care pe care știi că este dreptunghic, și când mă dus în celălalt triunghi, îl obligă pe celălalt, pe DEB, fiind în calitate jumătate, îl obligă pe DEB să fie de 90 de grade. Bun. Totuși, e până acum de asta. Mai am o problemă. Aici, cu dumneavoastră, a lucrat toate astea din 1,5. Am demonstrat prima demonstrator. Prima demonstrator și la două am avut... Deci, cât era de 1,5. Și la două am scris pe AD ca și fiind A și pe AB ca și fiind B. Pe A? AD. A, AD, D, de A, anit, da. Și AB egal cu B. AB egal cu B. Am ca pe DB în funcție de AB. Păi nu ce n-am făcut. Am făcut cadoulată, dar a doua nu știu dacă m-am făcut corect cum vă văd aici. Între unul m-am dus decât într-un unghiu B, E, M, care e dreptunghic. Deci au făcut ceva din punctul B. Au făcut ceva, dar nu a demonstrat. Se pare că soluția aceea cu metrică nu prea merge. Da, nu m-am făcut. Și la seama, de-aia au legat, mai avea o problemă. Dacă ăsta e 1,5, cât îmi dă aici? 1,5, cam 1 pentru partea a doua asta. Aș da și 0,5 pentru prima. Bun. Adică așa aș da. Deci dacă îți dă 60 sutime, asta îmi dă aici. Da, așa trebuie să vedea. Dar e greutatea asta aici. Da. Bineînțeles că și asta cu AS-ul pornește. AS-ul îți dă voie să începi jocul. Păi, vă zic eu, nu am făcut. Punctul tare este AS-ul ăsta care... Dacă nu-l vezi, nu-l vezi. Da. Că vezi, mai târziu, AS-ul e mediană între unghiul A, E, C și mediană când mă ajunge mediană întâi E. Bă, și de ce vine unghiul? Da, deci tu puneți 60. Mm-hmm. Deci, și mai am o problemă, doamnă. Deja semnat timpul să știți că deci făceați fără problema asta. Deci eu nu mă cadram. Nu mă cadrați. Am înțeles. Da, e corect ce spuneți. Da, în părinții din care totuși am dat un pic aici. Nu puteați să ne gândim așa din mod, adică la B. Pentru că aveam și așa problemă. Exact. Deci, și la vei a plecat. Nu puteai să o mărtim aici la nesfârșit. Cum mai fugărești aici, mi-am și acolo, mi-am și acolo, mi-am și acolo. Da. Timpul să fugărești, dar și șase mai avem. Da. Pe planul triunghiului isoscel la PC, de ce impotent? Avem un triunghi isoscel la PC. Impotență, triunghiul... A, B, C, isoscel. A, B, C. Isos, ce? Pe planul triunghiului ABC isoscel se ridică pe perpendiculara AP. AP
Pentru că plan pe plan nu avem ce. Se știe că A, B egal cu AC. A, B. Egal cu AC. Egal cu 12. BC egal cu AB și egal cu 16. Și AP, AP. Și M este mijlocul laterii BC. M aparține BC, dar nu vă spun, așa este. B M. Egal cu M. Amic, arătați că. În concluzie. BC perpendiculară pe planul MAF. AP. Și BMI. Calculați MP. MP. Egal cu ce? Și deci am mers pe repede înainte. Da. Și fără să gândim prea. Deci un triunghi e isoscel, da? Nu, tot facem un spațiu. Tot în spațiu, adică tot timpul. Deci am făcut bine. Așa. Da. Nu ai făcut nimic, Adino? Nu știu, nu mai zic. A, B, C. Scomară cu deza de micul. AP de la ABC. Deci ABC. Și AP. E un punct în afară, nu? Nu, zice AP, pe perpendicular pe ABC. Ah, chiar în punctul A. Da. Păi, AP. Perpendicular pe ABC. Nu, zice AB egal cu AC și ABC. Hai, vreau să zic mai sus, asta, mai bine. Și... îl iau și. Pune și B. Aici, C. Aici. Bun. AB egal cu AC egal cu 12. A. Nu, suntem figură, nu pot să asta. AB egal cu AC cu 12. Da. BC egal cu AP egal cu 16. BC. Da. Cu A. P. Deci BC e 16, AP e 16. Da. E mijlocul lui BC. Adică e 8 fiecare. E un BC. E mijlocul lui BC. Acolo. 8. E. E, nu? Da. Deci simt că e 8 și 8. 8 și 8. Da. Să arătăm că BC e perpendiculară prin M, A, B. BC pe M, pe planul M. A, B. A, B. Unim pe A, B. Da. Să arătăm că e perpendiculară acolo. BC pe planul? Pe M, A, B. Mergeți la ce erau ei, când aveau... Da, așa, am zis că BC e perpendicular pe AP. BC pe... Perpendicular pe AP. AP. Sau... Pe când era AP e perpendicular pe plan? Da, zice BC e perpendicular pe AP. Corect. Am mai zis că BC e perpendicular pe AM. BC e perpendicular pe AM. Și am zis că BC e perpendicular pe planul AM. Perfect. Deci BC e perpendicular pe A. Adică pe A. Asta cum ați era cel de plângă? Aș se duce acolo. Ți-a făcut ce, dar nu e chiar. Da, da, nu, nu. E corect făcută, da? Da, da. Dar da, n-au făcut-o în poazita aia asta? Nu. Că n-au făcut-o răma celor pe pentru. Da, dar ea merge fără să spunem de te răma. Ai înțeles? Deci nu poate. Păi zi așa, că până A e perpendicular pe planul de jos. Se dă limoneză. Atunci până A e perpendicular pe orice dreapte limba. Și pe BC. Și acum am întoarcă. BC e perpendicular pe BA. Ați zis și așa? Deci BC e perpendicular pe BA. Triunghiul BAC fiind isoscel și AM mijloc, AM e perpendicular pe BC. Corect. Sau BC e perpendicular pe MA. Și BC e perpendicular pe două drepte conferențe, BC e perpendicular pe BA. BC e perpendicular pe planul cu BA. Bun. Dacă tot erau subiectul cu jumătate. Tot, dar avem și pe BA. IMP o trebuie fapt la care. Nu l-am mai făcut. IMP? Păi, Adi, hai să vedem. Cum este triunghiul P, A, M? Este triunghi cânem. Triunghi cânem? În A. În A.
Până? A, e a miză. A, de tot timpul, da, mă studiați. Da? Da. Da. Acum, eu stau și mă gândesc în ce triunghi să mă duc eu. În P, A, M. În care știu? A, E, mă face prietenie. Ai 12, 8 aici și găsit pe A, E. 12, 144 minus 64. Așa, așa. Așa, și acolo e. Găsit pe A, E. Da. Așa? Și face toare mă doar și face pe A. Și pe A, E. Haideți să vă ne dă cât dă P, ca să-mi amintesc, sigur. Deci, aici e rândul meu, dar e rândul meu. Deci, am. Deci, am. Perpendicular pe BC. Pentru că am la 2 egal cu 144 minus 64. Și egal cu 80, nu? 80? 80, da? Păi, 4, 6, 15, 80. Așa, și am atunci e 4 radicale 5? 16 ori 5. 5, 4 radicale 5. Și acum zicem că PM e 16 la a doua... PM egal cu radicalul din... Din 116 cu 256 plus 16 ori 5 e 80. Plus. Plus 80. Și egal cu... 336. 336 și eventual vezi dacă cu cine se compune ce ai. Bine, dar trebuia să și redactați tot. Da. Toată rezolvarea. Da, trebuia scris. Asta e pentru că te da. Ce nu știu cum. Redactat tot. Nu, da. Nu se lasă la, așa, la fost mai. N-ai făcut discuția aici la da. Problema asta. Și dar discuția asta nu puteai lăsa pe un profesor. Normal. Asta e rapid asta. Haideți să vedem cât e raica între 336. Păi, era una... Ce faci cu 336? Vedeți cum punem de-a numai de ce așa. Deci vine printr-un 3, 1, 1, 2, chiar fiind 2, merge 5, 6, iar fiind 2, 7 ori, nu? Aici e din 7 ori, pentru că 2 la 3 ori, ori 7. 5 de 6, 7 ori, 5 de 6, da? Și apoi face aici 2 la 4, 4, 2 la 4, face 2 la 2, 4. 4 radical din 21. Radical din 21. Deci asta ar fi... Deci, gata, asta e tot, să zicem, fără redactare, cât timp? Dăm singur de ceas. 7.38. 7.38. Aveți o oră și două minute în momentul ăsta, domn profesor. Din la 50 de minute cu totul și trei trei date. Da? Da? Haideți să facem o discuție, că este un subiect mult prea sus decât din media, să spunem, la o vasă. Dacă mă gândesc de bine, primul a fost cu radicale, ce cu moduri, cu nu știu ce știu. Ați văzut de capcane. Capcane suficiente. Minusul acela care apar la numitor, când e minus 6, o conjugată care schimbă... Și le-a luat timp. Fără discuție, fără discuție. O simplă greșeală acolo și te dori. Exact. Modulul ăla de... explicitat. Explicitat. Deci, la acela destul de dur. Foarte da. Dur. Deci nu s-a început cu ceva care să-ți dea curaj. Știți că așa e stilul. Da, da, e prea mult. Dacă îi vedea la nivelul ăsta, dar nu atât de mult. Deci, atâta vreme, dacă clasa îți permite, urci. Dacă clasa nu îți permite, există și posibilitatea să ai un grup de la meditații și atunci... Dificil și mult? Da. Și atunci dai subiecte pe cele care le-ai făcut tu la meditații la clasa respectivă. Exact, copiii știu și merg ca la română, memorează și știu tot. Eu vă spun asta că am avut ocazia la Olimpiade. Domnul profesor? Da. Cred că am scris 256 plus 80 și nu mi-a dat 336, așa că nu știu, așa mai mult. Dar nu-i contează acum, tu poate să țin pentru calculul la final. Dă-mi pace. Da, da. Oricum e nouă. Suntem în povestea. Da. Deci, chestiunea este așa. Dacă se întâmplă și la faza județeană, aspecte acestea în care profesorii, propunătorii, pe vremea aceea, cu subiecte, făceau subiecte la clasă și vreau și le propuneau la faza județeană, apoi la clasă, tu ca profesor, care vrei să scoți în evidență, mă rog, ce ai tu de făcut cu elevii cu care ai la meditații, că se întâmplă asta, asta e o practică, dai subiecte asemănătoare, chiar și pe cel care a făcut în clasă, cu ei la grupă. Și merg și strufa. Și aia merg într-una,
Da. Ai 4-5 copii care, sau 7-8 care îți faci tu și aceia se duc șnur. Și sigur, cel care e la prima citire este dezavantajat, normal. Masiv. Dar el este avantajat pentru valoarea pe care o are el. Asta i-am spus eu pentru că plângea și vă dați seama cu... Deci el, ca valoare, este avantajat, pentru că nu-i, nu-i niciune atacat. Aceea care obține el este o notă a valorii lui la momentul respectiv. Da? Și de aceea, vedeți, părinții și copiii sunt priviți prin nota pe care o iau. Deci, da. Nu cabe discuții că e minciună sau e adevăr, ci atât l-a făcut. Așa. Și atunci reușim să-i păcălim pe cei care aveam la meditație. Corect. Cum ăla putea să-și lua 10. Sigur că da. Înseamnă că și tu nu puteai să termini. Sigur că da. Și atunci pe el se creează o presiune pe copilul care mi-a avut acest. Dar vă zic, deci nu vreți să vedeți ce mi-a scris nimic, nu puteți. Da, da. Da? Bun. Muncesc atât ca să iau cât? 8? 9? Da. Ce? Pentru ce? Da. Zic bine, și eu ce este să extraordinar. Puteam să spun și extraordinar. Miruna, să fii atât încântată, pentru că nota, și tu, Adi, pentru că nota aceea care va fi a momentului. Și să recunoaștem un lucru. Sunt și momente când ai inspirație și merge foarte bine treaba. Sunt și momente când nu merge treaba. La problema aceea cu mediana în privire de 2-3 minute, aceea e super grea. Nu, profesor. Deci, eu venit așa, prin ultima sută i-a venit. Așa, yes. Și presiunea că mai avea de subiecte, din făcut și întoarce, că nu am venit aici. Da. Deci este act de creație acolo. Inspirația de moment și te ajută și în problema de la punctul B. Da. O ai pe cea cu AIS, ai țășit. În afară de problema cu cubul același, cu asta care mi s-a părut ușurică. Da. În afară de aia, restul toate au avut grad de dificultate și... Sigur. Totuși, timp n-a fost. La unul m-am făcut, la doi m-am făcut. La doi mai simplu că acolo am zis când... Da, mai fac niște iberații. Eu și-am consumat niște minute acolo. Că... Și la doi, hai să zic că a fost frumoasă. Și vedeți că ai și viteză și tot are. Și la trei cu binoamele, nici acolo n-am mai stat, n-am văzut cum. Pe final am văzut cum. Da, care cum mai din nou în mi-a dat 20 minute. Și ce-ți faci? Mai eu că te-am întrebat de ce nu au curajul să se ridice, să-i spună domnul profesor, ăsta nu este subiect de 50 minute. Sigur. Să-l înfrunte, efectiv. Numai, nu pot face. Nu pot face copii, să spunem, care sunt la partea de jos. Nu, dar...